Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe acest canal. Pentru astăzi m-am gândit să vin în fața voastră și să vorbesc despre un produs de make-up care mi-a place extrem de mult, dar care, din ce am observat eu așa povestind cu clientele mele, atât în momentul în care vin la cursurile de automachiaj, cât și în momentul în care vin la tratamente și povestim un pic despre rutina lor de make-up, este un produs pe care foarte multe lume nu știe cum să-l folosească, cum să-l aleagă și, foarte important, cum să îl aplici. De fapt, unde, pe ce parte a feței se aplică produsul acesta. Pentru mine este un produs care mi-e place foarte mult și pe care îl folosesc zilnic. În momentul în care mă machiez, nu există zi în care să nu-l folosesc și nu este vorba despre mascara, pe care știți deja că o iubesc foarte mult. Este vorba despre pudră de contur / bronzer. În primul și în primul rând, aș vrea să discutăm un pic despre diferența dintre cele două, pentru că este o diferență. Pudra de contur, așa cum îi spune și numele, este o pudră care ne ajută să conturăm, să sculptăm fața și este foarte importantă să fie întotdeauna și întotdeauna de culoare, să aibă o intensitate rece, adică să nu fie cu un subton cald, să fie cu un subton rece și să fie un maro spre gri și, foarte, dar foarte important, să fie mată. Eu aici, astăzi, am adus câteva produse din categoria aceasta care mi-e plac foarte mult și, pe lângă asta, mai există bronzerul sau pudra de bronzare, ca să o spunem așa pe românește, care, de obicei, are un subton cald și, de multe ori, poate să conțină și un pic de glitter, să fie un pic mai sparkly, nu este obligatorie să fie mată. Există și mată, dar de cele mai multe ori este bronzantă. Și ce este pudra aceasta? Este o pudră care ne ajută să ne încălzim cumva trăsăturile feței. Dacă o folosim pentru sculptat, cum o folosim pudra de contur, atunci tenul nostru o să arate murdar, o să arate nenatural, pentru că are subton cald și cumva arată ca și cum am avea noroi pe față. Iar de foarte multe ori trebuie să facem o diferență foarte clară între cele două. Pudră de contur sau de sculptare, fiecare zice cum vrea, poate să fie și cu o sub formă de stick sau sub formă cremoasă. Pudră de bronzare eu nu prea am văzut să fie cu, sub formă de stick sau să fie cremos. De cele mai multe ori este un produs pudră și îl aplicăm pe acele zone în care, în momentul în care stăm la soare, ne bronzăm, ne bate soarele. De obicei se aplică undeva pe cele mai înalte puncte ale feței, pentru că acolo lovește cel mai repede soarele, pe zona nasului, aici pe frunte, pe obraj, dar nu putem să sculptăm cu ea pentru că se vede, v-am zis, foarte inestetic. Și hai să începem în primul și în primul rând cu pudra de produsele de conturare. Eu am adus aici un produs stick, este singurul produs pe care l-am eu sub formă de stick, care de fapt este un fond de ten. Mi-a plăcut mie foarte mult ca și nuanță și mi s-a părut că se potrivește perfect pentru a contura. Și este de la Anastasia Beverly Hills, un fond de ten stick, nuanța mea este fond, F-A-W-N, foundation stick și zice aici că este pentru conturare. Partea bună la produsele cremoase sub formă de stick, care există și din acelea la borcanel, ca și cum ar fi un fond de ten la borcanel. Partea bună la ele este că au și un pic de acoperire și în cazul în care poate mai aveți niște mici imperfecțiuni pe zonele acelea, vă conturează foarte frumos. Eu astăzi nu am să-l folosesc, l-am adus doar să vi-l arăt vouă. Nu este o nuanță foarte, foarte închisă, însă pe ten aplicat arată foarte bine. Să aveți mare grijă, acesta întotdeauna se aplică peste fondul de ten și nu-l aplicăm dacă deja ați setat zona cu pudră. Pentru că de cele mai multe ori știți că e foarte importantă ordinea în care aplicăm produsele acestea de machiaj, nu le aplicăm așa cum ne trezim noi dimineața, hai că îmi pun acum pudră și după aia vin peste. Poți să faci și asta dacă vrei să obții un anumit look, însă de cele mai multe ori în momentul în care setăm deja o zonă cremoasă cu produs pudră și după aceea venim din nou cu un produs cremos, rămân pete și nu se aplică uniform pe ten. De asta este important. Dacă vreți, dacă aveți un ten uscat, un ten normal,
Puteți și pentru un ten gras, dacă voi vă doriți. Eu, de exemplu, pentru acele zile în care vreau ca machiajul meu să reziste mai mult, vreau o intensitate, vreau să mă duc la un eveniment, o să-mi aplic întotdeauna fondul de ten, produsele cremoase, adică pudră de contur, adică sticul acesta de contur, am să vin și cu blașul cremos, după care vin setez zona și vin cu produsele mate și pudră, ca să intensific și în felul acesta cresc rezistența produselor și arată mult mai bine pe ten. Sau dacă într-o zi văd că tenul meu este uscat, dacă ați văzut clipurile trecute, v-am zis că am început să folosesc retinol și tenul meu încă reacționează la retinol și încă este foarte uscat și mă lupt cu el și stau acum și mă uit așa în oglindă că, din fericire, pe cameră nu cred că se vede, dar dacă vin mai aproape de voi se vede că am destul de multe porțiuni uscate. Dacă îmi doresc să păstrez zona cât mai hidratată, atunci am să folosesc doar produse cremoase. Eu recomand produsele cremoase pentru cele care aveți un ten uscat, ca să nu-l uscați și mai tare și poate veni și setați doar zona de sub ochi cu pudră. Acela este primul produs. Există și produse speciale de contur care să fie, scrie pe ele, contur care nu e fond de ten, cu o nuanță mai închisă, sunt foarte multe, chiar vreau să-mi cumpăr și eu unul de la Westman Atelier, dar nu am mai ajuns să îmi mai cumpăr. După aceea, hai să mai vedem, mai am câteva produse pudră care le-am adus aici alături de mine. Am de la Hoola, de la Benefit, Hoola bronzerul. Acesta, zic eu, este un bronzer, însă are o culoare mai rece și este mai mat. Se poate folosi acesta, de exemplu, este un produs sau face parte din categoria produselor care se poate folosi și pentru contur, dar și pentru bronzare, pentru că are o culoare mai rece și nu are deloc glitter în el și atunci se poate folosi foarte ușor. Mi-e place foarte mult, însă pot să-l folosesc, de exemplu, iarna, pentru că în momentul în care încep să mă bronzez puțin, deja este mult prea deschis pentru mine. Tot așa, la produse de conturare, mai am produsul acesta de la Catrice, Sun Glow Matte Bronzing Powder. Tot așa, pe el zice bronzing powder, dar are un subton mai rece, după cum se vede și acolo la voi pe cameră, și este complet mat și se poate folosi și pe post de conturare. Cumva trebuie să aveți grijă dacă vreți să vă luați un produs de conturare, să fie neapărat mat și să fie rece, o nuanță rece. După aceea mai am un produs pe care nu am apucat încă să-l testez. L-am cumpărat de curând, este de la Mesauda Milano, pe acesta l-am găsit pe Notino. Și nu știam exact ce să aleg, aveau mai multe nuanțe, tot așa pe acesta zice că este o compact bronzer, nu mai știu să mai vorbim, zice că este un bronzer compact. Este cu un subton mai rece, dar este o culoare mai închisă puțin decât ce aș folosi, de exemplu, eu acum pentru mine, pentru că nu sunt atât de îmbrânzată încă, însă sunt sigură că în sezonul cald, când o să mă bronzez puțin, atunci o să fie foarte potrivit. După cum vedeți, nu l-am folosit deloc. Produsele de la Mesauda mi le-a recomandat o urmăritoare drăguță de aici, care a zis că sunt foarte faine. Este primul meu produs de la ei, încă nu l-am testat și nu-l voi testa acum, pentru că vreau să le testăm împreună într-un video. Iar produsul meu preferat când vine vorba despre conturarea feței, pe care l-am acasă, l-am la studio și aceasta este, cred că, a doua paletă, este aceasta de la Kat Von D sau KVD sau cum vreți voi să-i spuneți, este o paletă pentru contur, are nuanțe deschise cu care putem ilumina și are nuanțe închise pe care le putem folosi pentru contur. Așa arată paleta mea, ca să vă dați seama cât este de iubită. Nuanța aceasta de aici recunosc că nu o folosesc foarte des pentru că este un pic prea intensă pentru mine și prea închisă. Pot să o folosesc vara sau dacă vreau să sculptez un pic mai tare tenul și vreau să scot ceva mai tare în evidență sau vreau să fac niște poze unde să se vadă mai intens, atunci pot să-l folosesc. Însă, după cum o să vă dați seama, cel mai și cel mai mult îl folosesc pe acesta de aici. Iar cu aceste două nuanțe, în special cu aceasta din mijloc, îmi place să vin și să curăț conturul,
pentru că se curăță foarte bine și dacă vreau un contur din acela foarte sharp, adică foarte ascuțit, pot foarte ușor să fac acest lucru. Este o paletă foarte mișto, mi-am cumpărat-o și pentru salon, pentru că am cliente care vin cu un ten mai deschis, cu un ten mai închis și cumva pot să combin foarte bine paleta aceasta și o să o folosesc și astăzi împreună cu voi să-mi conturez, să vedeți cât de mare este schimbarea. Acum, de exemplu, am doar fond de ten și pudră pe față și atât, nu am nici măcar blush, nu am bronzer, nu am nimic după cum vedeți. Dar vreau să vă aduc în atenție și două produse care sunt la prețuri foarte accesibile și care sunt produse de bronzare. Eu nu prea folosesc pentru mine personal bronzer, pentru că nu... Folosind foarte mult și folosind zilnic pudra de conturare care mă ajută să-mi sculptez fața, pentru mine este suficient, nu mai am nevoie. Dar dacă se întâmplă să am un fond de ten prea deschis la culoare sau vara să vreau să folosesc un fond de ten mai deschis, pentru că vreau eu musai să-l folosesc pe la ziua respectivă, atunci am să vin cu pudra de bronzare ca să-mi încălzesc un pic trăsăturile și pe lângă asta să închid un pic la culoare și fondul de ten. Da, da. Am adus două produse care sunt de bronzare și care au și foarte, foarte puțin glitter. Nu mult, adică nu e glitter, de exemplu, ca și cel pe care l-am eu la ochi sau nu este un glitter foarte intens, dar se vede că au puțin, puțin. În primul și în primul rând, l-am pe acesta de la Catrice. Nu știu dacă nu cumva acestea le-am folosit și într-un video împreună cu voi. Astea două am avut, mi-am cumpărat două de la Catrice, unul mat care este acesta și îl folosesc pentru conturare și acesta pentru bronzare, nu mai rețin exact, însă acesta se numește Holiday Skin Luminous Bronzer cu ulei de macadamia și așa arată, nu știu cât de mult se vede pe cameră, se vede clar că este o nuanță caldă, este cu un subton cald, dar nu se vede foarte tare... Are foarte, dar foarte puțin glitter, deci trebuie să te uiți cu lupa ca să-l vezi, însă pe acesta nu l-aș folosi pentru conturare, pentru că se vede clar, ia să vedeți. Amândouă sunt de la Catrice, după cum spuneam. Ca să vedeți diferența. Acesta se vede că are un subton mai rece, nu este chiar atât de cald, de... dă un pic spre gri, iar acesta este mai roșiatic cumva și mai cald. Asta este diferența dintre cele două. Acestea le găsiți la prețuri accesibile, 20-25 de lei. Paleta de la KVD o găsiți în Sephora și costă, dacă nu mă înșel, 250 de lei, că parcă acum au scumpit. Ultima dată când am luat-o eu era 215. Și ultimul produs pe care tot așa îl găsiți în DM este de la Makeup Revolution, un borcanul de ăsta mare, cum îi zic eu, și se numește Mega Bronzer 02 Warm. Mă ziceți voi că ăsta nu dă spre cald. Deci e clar că ăsta nu poți să-l folosești. Deci dacă l-aș pune pe acesta, pe zona în care mă conturez eu, aș arăta îngrozită. Dar pentru că mai vreau să mai filmez astăzi ceva pentru voi, pentru că e duminică și astăzi am timp să filmez, nu o să fac. Inițial mă gândeam să fac o diferență și să vedeți cum arată o pudră de bronzare folosită pe post de contur, dar nu am să fac acest lucru pentru că nu am timp să mă duc să mă demachiez. Da, da, aceasta este cumva diferența. Ce trebuie să știți voi? Sunt două diferențe mari și late. Pudra de conturare are un subton rece și este mată. Niciodată nu folosim pudră de conturare care să aibă luciu, glitter, sparkle, ceva, nimic în ea. Iar pudra de bronzare are un subton cald și poate să conțină un pic de sclipici, ceva care să și ilumineze zona. Pudra de conturare o aplicăm pe zonele în care ne dorim să sculptăm. Eu, de exemplu, am o față un pic mai rotunjoară și îmi place să o fac să pară mai lungă și mai slăbuță, astfel că am să-mi conturez acele zone. Pudra de bronzare vine cumva să ne încălzească trăsăturile și se aplică pe zonele în care de obicei vă bronzați și bate direct soarele, adică pe porțiunile acelea care sunt mai înalte de pe față, pomeți, nas, frunte și așa mai departe. După aceea, acum o să veniți și o să întrebați, ok, și cu ce aplicăm produsele astea? Dacă e vorba despre stick sau dacă e vorba despre un produs cremos, se poate aplica cu burețelul cu care vă, cu beauty blenderul, dacă voi vă aplicați fundul de ten cu beauty blenderul, puteți să-l aplicați cu acela.
Sau puteți să veniți cu o pensulă cu care vă aplicați fondul de ten, să vă aplicați și beauty blenderul și pudra de bronzare sau de conturare, deja vorbesc prostii. Reluăm. Deci, dacă vă aplicați cu pensula fondul de ten, atunci veniți cu pensula și aplicați și sticul de conturare sau pudra, crema de conturare pe față. Eu, de exemplu, folosesc de multe ori pensula aceasta de la Sephora 06. Dar dacă vorbim dacă vorbim despre produse pudră, cum este de exemplu aceasta, eu am 4 pensule diferite cu care mie îmi place să-mi aplic produsul, depinde de cât de intens vreau să fie și depinde foarte mult de ce chefam în ziua respectivă și care pensulă este curată. Avem îndată și odată o pensulă mai pufoasă. Întotdeauna încerc când vreau să obțin un contur un pic mai drept și mai uniform, vin cu pensule din acestea teșite. Aceasta, de exemplu, vedeți că nu este dreaptă, este teșită și este foarte pufoasă, adică e intens, mare. Aceasta este de la Cupio numărul 4. Îmi place, dar în același timp de multe ori eu văd că ies fericele de părtinia și asta nu-mi place. Sau mai am pensula aceasta, care este tot așa aceeași formă, doar că este, nu este atât de pufoasă. Vedeți, una este mai mare, cealaltă este mai mică, depinde cât de intens vreau să fie și pe ce porțiune. Sunt zile în care vreau să-mi fac un contur mai gros, sunt zile în care vreau doar un contur foarte light și numai puțin să-mi sculptez fața. Sau mai sunt alte două pensule care mie îmi place să le folosesc. O am odată pe aceasta care este rotundă și este fluffy. Îmi place că se aplică foarte ușor cu ea. Aceasta este de la Omnia și este, zic ei, o pensulă pentru iluminator. Eu n-am folosit-o niciodată pentru iluminator. Îmi place foarte mult să o folosesc fie pentru blush, fie pentru pudra de contur. Sau dacă vreau un contur tot așa mai ascuțit, mai sharp, dar nu vreau să fie pe o porțiune foarte mare, uneori mai vin și mai folosesc și pensula aceasta de la Glitteron numărul 71, care este pufoasă și este ascuțită. Cu aceasta, de exemplu, pot foarte ușor, dar în același timp aplică pe o zonă mică și după aceea trebuie să vin și să blenduiesc un pic mai mult decât aș face-o dacă aș folosi pensula aceasta mai mare. Și acum să vin și să vă arăt ce diferență este pe tenul meu în momentul în care îmi conturez foarte puțin pomeții. La pudra de contur este foarte important să... Oarecare parte să vă arăt? Hai să vă arăt așa. Începem de aici, deasupra de la ureche, am vrut să zic de la sprânceană. Deasupra de la ureche și venim undeva până unde se termină sprânceană. Deci, practic, venim cam așa și cam... Așa, aici avem un os și venim pe os. Dacă mergeți cu pudra de contur în jos, atunci tenul vostru o să pară că este obosit, este îmbătrânit. Ceea ce vrem noi și ce vrem să obținem cu pudra de contur este un efect de lifting. Și atunci, eu de fiecare dată vă zic, începem cu foarte puțin pe pensulă. Să aveți mare grijă în momentul în care folosiți pudră de contur sau bronzer să fie foarte bine setată fața după ce ați aplicat fondul de ten, pentru că altfel riscați să vă rămână pete. Pentru că dacă nu este suficient de bine setată și aveți porțiuni unde nu ați setat cu pudră, acolo o să se prindă mai mult și o să rămână pete. Și atunci, am luat puțin pe pensulă, tapotez ca să nu am exces și vin și aplic produsul. Dacă îl aplicați cu mișcări de tapotare, atunci nu riscați să se miște fondul de ten. Dacă voi veniți cu mișcări de du-te vino și în special dacă apăsați, știți foarte bine, cu cât ținem pensula de mai jos, cu atât aplicăm o intensitate mai mare, cu cât ținem de mai sus, cu atât este mai lejer. Eu de obicei vin cu mișcări de du-te vino, mai ales dacă folosesc o pensulă din aceasta foarte stufoasă. Să vedeți acolo mai bine. Vedeți? Deja arată mult mai bine tenul meu. Deci vin, aplic cu mișcări de tapotare, după care foarte lejer, doar deasupra, fac mișcări de du-te vino ca să mă asigur că am dispersat foarte bine pudra.
Vedeți, deja tenul meu este mai conturat și am primit așa o formă mai frumoasă, un pic mai alungită, dar nu nimic în mod exagerat. Acum, dacă vreți să mai intensificați zona asta, mai veniți și mai aplicați un strat. Vedeți, în momentul în care eu aplic, aici am venit un pic mai jos. Și aici, pe partea asta, nu am venit jos, dar aici am o pată care se vede și care mă enervează. Eu ce fac? Vin, aplic și ajung la intensitatea pe care mi-o doresc. Așa. Ce rămâne pe pensulă? Vin foarte puțin pe tâmple și pe frunte, pentru că am fruntea lată și atunci îmi place să o conturez puțin. Nu aplic mult pentru că atunci arată inestetic. Aici am doi mostrișori care îi ignorăm pentru că nu-mi place. Ce mai rămâne tot așa pe pensulă pentru că nu vreau să aplic mult? Vin pe mandibulă pentru că merg bine după. Vedeți? Deja fața mea arată mult, mult mai bine. Și acum, pentru că vreau să-mi curăț aici și să fie cât mai ascuțit și să fac efectul acela și mai intens de lifting, în mod obișnuit, aș veni cu pudra aceasta de aici. Dar pentru că nu mai am suficientă pudră acolo, am un burețel din acesta. Și am aici un fond de ten sub formă de pudră de la Pharmacy. Este o nuanță care e mult prea deschisă pentru a o folosi eu de zi cu zi, dar îmi place foarte mult să o folosesc pentru acest pas. Iau pe burete. Cam așa. Îmi iau oglinda. Și vin și aplic pe porțiunea unde vreau să curăț. Uite, așa. Se poate face acest lucru și arată foarte bine făcut dacă folosiți și o pudră liberă. Deci facem cumva un efect de baking. Dar eu vreau să ofer și un pic de acoperire și atunci fac acest lucru cu un fond de ten pudră ca să ofer și acoperire și pe acesta l-am deschis la culoare. Vedeți, deja arată mult mai bine și dacă stau drept arată mult mai sculptată, vedeți? Partea asta cum arată aici, întunecată, aici deschisă și dacă stau drept și mă uit la voi cât este desculptată partea aceasta, comparativ cu partea aceasta care oricum de altfel e mai rotundă la mine. Dar facem același lucru și pe partea cealaltă, pentru că de ce nu? Nu trebuie să vă faceți griji dacă cumva nu vă este și vă duceți prea jos cu pudra de contur. Puteți să veniți. Dacă, de exemplu, folosiți un produs cremos, puteți veni cu fondul de ten sau cu un anticiarcă sau cu un corector mai deschis la culoare să faceți acest lucru. Aveți grijă doar să fie uniform la ambele părți și eu vin așa în jos. Nu mă duc drept, vin cumva rotunjit. Așa. Și acum voi o să ziceți, ok, dar este mult prea mare diferență la linia asta. Eu ce fac? Las foarte puțin așa ca să setez foarte bine, las un pic să se așeze, după care vin, o să vedeți imediat, cu o pensulă. Și estompez foarte bine să nu se vadă atât de intensă diferența. Vedeți, deja și partea aceasta arată mult mai conturată. E în continuare mai rotundă, pentru că partea asta mea este mai rotundă decât asta la alta. Dar, per total, arată mult mai... Iată-ți, dacă vin așa, deja tenul arată mult mai bine acum că este și conturat. Și atunci, după cum spuneam, lăs puțin produsul acolo să se așeze. După care vin cu o pensulă, fie aceasta pentru că este curată, n-am folosit-o, fie cu o pensulă din aceasta, cu aceasta mi-aplic eu de obicei pudra în zona de sub ochi. Deci să facem așa, vin și curăț. Vedeți, în momentul în care îndepărtez produsul de dedesubt, nu apăs tare, ne-am înțeles că nu apăsăm tare, deja nu mai arată atât de intens, dar în același timp arată foarte bine.
Iată-ți. Și acum, dacă eu aș vrea să fac poze, dacă vreau să mă duc la un eveniment și am nevoie ca pudra de contur să fie cât mai sharp, cât mai ascuțită, las așa. Însă, dacă vreau să uniformizez un pic și să nu fie atât de mare diferență, atunci vin tot cu același, cu aceeași pensulă și foarte puțin numai aplic presiune în zona celor două, cumva să le unesc și să nu fie atât de mare diferență, adică să nu am o linie maro și o linie albă. Să fie un degrade între cele două. Foarte, foarte puțin. Cel mai e bine și aici. Și uite. Așa arată fața mea. Mi-e place foarte mult și v-am zis, de fiecare dată când mă machiez, nu există zi să nu folosesc pudră de contur. Pentru că pe mine mă ajută foarte mult să-mi sculptez puțin fața, să-mi sculptez puțin fruntea, pentru că am fruntea lată și în același timp să scund aici foarte puțin. În zilele în care tot așa vreau un look mai intens și vreau să fac poze sau să filmez, atunci întotdeauna vin și îmi conturez și nasul, pentru că arată foarte bine, dar nasul îl conturez, desigur că am mâncat ceva pe jos, este în regulă, nasul îl conturez întotdeauna și întotdeauna cu nuanța aceasta, niciodată cu acestea două, pentru că sunt mult, mult prea intense, vreau doar o umbră acolo să-l fac să pară așa un pic mai ascuțit, pentru că look-ul final, în momentul în care am un machiaj intens, arată mult mai bine atunci când ne îngrijim un pic și de nas. Sper foarte mult să vă fi răspuns un pic la întrebări și să vă fi lămurit un pic pe partea aceasta, pentru că v-am zis, pentru mine, când vin clientele la cursul de automachiaj, le zic, ok, și pudră de bronzare, pudră de conturare folosești? Nu că nu știu unde să o aplic și nu știu cum să o aplic. Și atunci m-am gândit să fac clipul acesta, știu că este un pic mai lung, n-am vrut să iasă chiar atât de lung, dar hei, asta a ieșit. Însă sper foarte mult să vă fi ajutat și să pe viitor să vă fie mai ușor când vine vorba despre aceste două produse. Sculptăm nuanță mată rece, încălzim și cumva uniformizăm cu o culoare cu un subton cald și poate avea și un pic de glitter. Asta este diferența majoră dintre cele două. Puteți să alegeți în funcție de nevoie să fie un produs cremos, să fie un produs pudră, sau să fie un produs stick. Asta depinde foarte mult de voi. Și gata, acesta a fost clipul de astăzi. Sper foarte mult că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!